O echipă de studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a testat miercuri 10 februarie macheta din lemn a unui turn de 1,52 de metri din lemn de balsa, cu 29 de etaje, capabilă să reziste la un cutremur simulat mai mare decât cel înregistrat în Franța în 1977. Macheta urmează să fie prezentată la un concurs care se va desfășura în perioada 5-8 aprilie în San Francisco, în Statele Unite ale Americii, transmite Mediafax. Horia Marian, capitanul echipei de studenți, a declarat presei că la construcția structurii s-a lucrat circa o lună și jumătate, după ce înainte a avut loc și o proiectare foarte atentă.